Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dacă îți dorești ceva, fii darnic. Vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată. Luca 6, versetul 38. Într-o noapte, la Maica Tereza a venit un om și i-a spus că familia lui de 8 persoane nu a mâncat nimic de o săptămână. Când a ajuns la acel om acasă, Maica Tereza a văzut chipurile celor mici suferind de malnutriție, așa că le-a dăruit un sac de orez. Atunci, mama copiilor a făcut ceva care i-a atras atenția. A pus în cămară jumătate din orez și a ieșit cu cealaltă jumătate. Când s-a întors, Maica Tereza a întrebat-o: "Unde ai fost?" I-a răspuns: "La vecinii mei și lor le este foame." Maica Tereza spune: "Nu am fost mirată că a dăruit. Săracii sunt de obicei foarte generoși, dar am fost surprinsă că a știut că le e foame. De regulă, când suferi, nu ai timp pentru alții." Biblia ne învață că atunci când te concentrezi pe nevoile altora, Dumnezeu va avea grijă ca nevoile tale să fie împlinite. Vezi Efeseni, capitolul 6, versetul 8. Așadar, dacă îți dorești răsplată de la Domnul, dăruiește. Iată de ce. În primul rând, dărnicia este cheia binecuvântării. Domnul Iisus a spus: "Dați și vi se va da, ba, încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra." De ce să dăruiești? În al doilea rând, sămânța pe care o semeni acum determină recolta pe care o vei culege mai târziu. Când găsești o cauză mai mare decât propriul tău interes și când dăruiești acelei cauze, descoperi două lucruri. Primul, e bine să-ți recunoști limitările, dar să nu-ți trăiești viața pe baza lor. Al doilea, binecuvântarea lui Dumnezeu vine atunci când dăruiești ceea ce ai și nu atunci când vorbești despre ceea ce nu ai. Așadar, dacă îți dorești ceva, dăruiește-te.